Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Dialogul de astăzi îl purtăm cu domnul Ioan Dârzu, deputat pe Colegiul Apuseni-Tăiuș din partea Partidului Social Democrat, respectiv USL. Domnule Ioan Dârzu, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi, fără a avea desigur pretenția de a le epuiza, este legat de regionalizare. Asta în condițiile în care dumneavoastră ați participat astăzi la o întâlnire ce a avut loc la Sibiu cu vicepremierul Liviu Dragnea, tocmai pe acest subiect. Vă rog să ne spuneți pentru început care a fost obiectivul acestei întâlniri ce a avut ca temă regionalizarea României. Subiectul întâlnirii a fost dezbateri pe ceea ce înseamnă regionalizare. Sigur, vicepremierul Liviu Dragnea este într-un turneu în țară. De la Sibiu a plecat la Covasna și își continuă această activitate pentru că este un proiect extrem de important pentru USL și, în mod special, pentru vicepremierul Dragnea. O dezbatere extrem de importantă. Știm că și noi, și dumneavoastră, și cetățenii județului și-au pus diverse întrebări despre regionalizare, despre ce va însemna și care vor fi repercursiunile într-o situație în care va fi capitala regională la Alba sau în altă situație în care nu va fi la Alba. Vreau să vă spun de la început că nu s-au luat astăzi decizii, ci doar discuții și dezbateri pe ceea ce are fiecare județ, potențialul fiecăruia, în funcție de județele pe care le reprezintă. A fost o dezbatere extrem de interesantă și sunt convins că de la fiecare dezbatere la alta se ridică mai multe întrebări, se vine cu mai multe soluții și totodată sunt dezamorsate anumite concepte prin care s-ar dori un anumit aspect. Dar până la urmă, este discuțiile pe marginea regionalizării sunt o bătălie privind stabilirea locului viitoarelor capitale de regiune? Sigur, este o competiție. O competiție care fiecare dintre noi ne gândim că ar putea să aducă beneficii acolo unde va fi capitala regiunii. Va aduce beneficii? Va aduce cu siguranță. Dar se nasc noi instituții? Conceptul de la care se pleacă și aici Liviu Dragnea a încercat și eu spun că în bună parte a reușit să explice. Ulterior și noi am fost cei care am intrat în discuție cu dânsul și cu sala, bineînțeles, și am pus diverse întrebări. Acum aș vrea să spun din start că la întâlnirea respectivă au fost convocați tot ceea ce înseamnă primari, viceprimari, consilieri locali, consilieri județeni din cele două județe. Nemulțumirea mea și mâhnirea totodată este doar că din județele Alba și Sibiu? Alba și Sibiu. Mâhnirea este că județul Alba n-a fost reprezentat de administrația județeană și cea a primăriei reședință de județ. Cine a participat din județul Alba? Reprezentanții județului Alba? Am fost parlamentari? Doi parlamentari, subsemnatul și ca președinte al organizației PSD și ca și deputat al Colegiului 5, precum și domnul Călin Potor. Din partea primăriilor au fost toți primarii PSD, foarte mulți primari PNL și o parte dintre primarii PDL. Eu pot să spun că mai mult de jumătate din administrațiile județului, mă refer la orașe și comune, au fost prezent la această dezbatere. De ce? Este extrem din partea Consiliului Județean? Din partea Consiliului Județean a fost vicepreședintele Roman. Sigur, acolo, Sibiu, au fost bine organizați, a fost o prezență la nivel înalt din partea președintelui Consiliului Județean, primarului Iohannis, sigur și aparatul administrativ al acestor instituții, iar domnul Dragnea a venit cu aparatul de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. Din partea Sibiului a fost, să spunem, o participare a reprezentanților administrației, oameni care se facă parte din alte partide decât cele care... Da, au fost și primari PDL. Mi se pare că au fost și ceva... Da, să spunem, partidul de opoziție, Partidul Democrat Liberal, a fost reprezentat mai bine decât județul Alba? Da, cu siguranță a fost mai bine reprezentat. Aici poate ar fi o explicație și faptul că s-a organizat în Sibiu. Vreau să spun și credem că să nu pornim cu o idee preconcepută. Aceste dezbateri vor continua.
Eu personal, va avea loc o dezbatere și la Alba Iulia? Eu personal și colegii mei am solicitat ca dezbaterea pe regiunea centru să continue și în Alba Iulia. Sigur, acum vicepremierul a plecat în județul Covasna, unde are întâlnire cu Harghita și Covasna, după care el continuă și cu siguranță va reveni și în centru nostru, bineînțeles și la Alba Iulia. De ce? Oamenii trebuie să înțeleagă. Și rolul nostru, celor care facem politică, celor care administrăm bugetele locale sau județene, este de a pune întrebări, de a veni cu sugestii și totodată de a discuta și cu cetățenii județului ceea ce se dorește să se facă. Nu înseamnă că dacă județul Alba vrea sau nu vrea, se va întâmpla sau nu regionalizare. Este foarte important ca în acest val al regionalizării să fim cuprinși și noi și să profităm cât mai mult posibil. De ce? Acum știți asta foarte bine. Eu vin dintr-un regim privat. Indiferent că, și mai exact, industria alimentară, indiferent cât este de bun produsul tău, cât este de apreciat de prieteni și de familia ta, nu este suficient. Pentru a te face cunoscut în afară, pentru a te face cunoscut chiar și în afara țării, trebuie să-ți prezinți un marketing și o reclamă. Nu este suficient să stăm noi frumos sau să stăm liniștiți în cetatea noastră frumoasă și să nu ne cunoască foarte multă lume. Cred că trebuie să ieșim afară și să aducem la cunoștință potențialul care este în Alba Iulia. Atunci ar fi important să-l aduceți pe Liviu Dragnea în Alba Iulia. Va veni și în Alba Iulia, este invitat de către toți primarii PSD, a fost invitat în Alba Iulia și va veni cu mare, mare plăcere. Sigur, și el se aștepta ca prezența conducerii administrative județene și al municipiului Alba Iulia să fie prezent la dezbateri. Nu s-a luat nicio decizie, dezbaterile continuă și este foarte important ca să ne facem cunoscut în tot ceea ce înseamnă potențialul județului nostru. Cu ce ar fi ajutat, să spunem, prezența reprezentanților administrației locale din Alba Iulia? În primul rând ar fi avut, sigur, o greutate în plus prezența dânșilor și cu siguranță... Ce ar fi influențat? Prin persoanele respective pe care, sau prin administrațiile pe care le reprezintă, ar fi dat o altă greutate județului nostru în prezența respectivă. Sigur, la fel, treaba noastră noi am făcut-o, dar spunem că sunt primari și președinți de foarte multă vreme, cu o foarte mare experiență. Poate că ideile și sugestiile lor ar fi contribuit la ceea ce se scrie acum, la modalitatea de regionalizare, la aspectele de care trebuie să ținem cont în toată această regionalizare. Dar n-aș vrea să continuăm discuția și să facem un mare... Dar să ne spuneți ce ați prezentat dumneavoastră în cadrul acestei întâlniri sau cum ați pledat pentru clar, județul Alba, respectiv pentru Alba Iulia. Foarte clar că județul Alba este un județ cu un relief și cu o activitate economică dispersată. Avem zone greu accesibile, defavorizate și foarte sărace. Aici am făcut o mică paranteză și am spus că am făcut diverse deplasări și modelul nostru am văzut că este modelul Poloniei în privința regionalizării, modelul Germaniei cu landurile respective. Am dat un exemplu că zona Munților Apuseni este simetrică sau se aseamănă foarte mult cu Bavaria din Germania. Doar că în Bavaria lucrurile toate sunt puse la punct, lumea o duce mult mai bine, în schimb la noi atmosfera, relieful este mult mai frumos, iar oamenii sunt mult mai săraci. Este clar că această zonă are nevoie de o susținere în plus. Totodată am spus că nu mi se pare normal sau ca și în aceste vremuri, așa cum Horea, așa cum Avram Iancu, au bătut la porțile Europei și acum, în 2013 sau aproape 2014, să mergem în București, atât noi cât și cetățenii județului sau administrațiile locale, să facă anticameră pe la diversi miniștri care am impresia că au moștenit în continuare metehnele după anul 2000. Adică din nou fac chestiuni pe picior, din nou se văd prioritisme sau diverse priorități de stânga sau de dreapta. Nu mi se pare normal. Mi se pare normal ca acest buget care se distribuie din București acum să fie repartizat către regiuni. Iar diferența... Să nu mai mergă primarul la ministru, iar ministrul mi se pare pe baza normal. Unei decizii politice, pe baza unei dispoziții zis, de moment ce? Să-i Eu vă întreb, aloce niște bani sau nu. Cu ce putere sau cu ce putere de decizie un anumit ministru
într-un mediu de birou, decide el. Alba sau primăria de nu știu care din Alba primește fond, cel din Suceava nu primește, sau invers. Nu mi se pare normal. Politica. Eu cred că într-o regiune care este bine reprezentată, atunci oricare primar poate să meargă să susțină punctul lui de vedere și poate va veni să spună, domne, în primăria mea, în primăria Ciuruleasa, prioritar acum este canalizare sau apă, nu parcul de nu știu care din altă localitate. Și cred că lucrul ăsta ar fi mult mai omenesc și mult mai accesibil pentru toate zonele. Uite, credeți că cea mai specificată, am spus, domne, va fi o capitală de regiune, da? Asta nu înseamnă că banii respectivi vor fi dirijați către capitală, sau asta am sugerat noi că sperăm că nu se va întâmpla. Vreo 2 ani de zile toată investiția se desfășoară în jurul capitalei și o zonă săracă rămâne din nou în așteptare după alți ani. Exact. Credem că distribuția respectivă trebuie să se facă extrem de uniformă și cu specific în funcție de zona respectivă. Dar cred că această dispută pe stabilirea capitalei este generată până la urmă de faptul că se cunoaște că la noi în țară foarte rar s-a văzut un om de administrație publică, să spunem, care să fie total imparțial, sau să vedem fonduri distribuite cu imparțialitate la nivelul unui județ sau chiar de la nivelul unui ministru către administrațiile locale din teritoriu. Am experiență și în mediul privat, am fost și consilier județean și acum sunt și în contact aproape săptămânal cu administrația centrală din București. Da. Știu ceea ce se întâmplă acolo. Nu este ok. Nu este bine. Încă în teritoriu lucrurile merg foarte greu. Încă în București sau în ministerele din București sunt foarte mulți angajați și mai ales cei foarte vechi, cu metecne vechi, cu de eșalonul 2 și 3, care am impresia că frânează tot ceea ce înseamnă o dezvoltare mai rapidă, o mișcare a deciziei mult mai rapidă din un fir la altul. Eu cred că acolo trebuie să se subțieze atât personalul, cât și puterea de decizie. Și decizia trebuie să aparțină regiunilor respective. Domnule Târzu, cum se împacă această idee de a subția acolo și cu numărul mare de locuri de muncă promise din punctul meu de vedere, ăsta este scopul principal al acestei regionalizări. O dezvoltare uniformă. Și să mutăm bugetul din București, să-l transferăm către regiuni. Și nu suntem de acord nici ca mari contribuabili, inclusiv din județul nostru. Și mi-aduc aminte, cred că din 2007, nu mai vin cu bugetul să-l verse la administrație județeană și îl duc direct în București. De ce? Ca de acolo să se întoarcă a șasea parte? Nu suntem de acord. Bugetele respective trebuie vărsate la administrația județeană și să se reîntoarcă în județul nostru. Pentru că suntem un județ, chiar dacă oamenii duc greu, șomajul este mare, locurile de muncă parcă sunt puține. Sunt puține. Să știți că contribuim foarte mult la bugetul național, de unde avem impresia că dispar. Fie pe telegondole care nu duc nicăieri, fie pe terenul de sport în pantă, fie pe bazine de not sau, cum ne spune, piscine la țară. Adică foarte lejer și foarte ușor sunt risipiți banii acolo, strânși cu atâta greutate de cei care muncesc în teritoriu. Domnule Dârzu, spuneați de acea lipsă de imparțialitate de la nivel central. Vedem un caz foarte concret legat de Alba Iulia, respectiv de proiectele cu finanțare europeană, odată cu noua guvernare pe aceste proiecte derulate în cadrul orașului nostru. Au fost niște corecții financiare în valoare de aproximativ 6,3 milioane de euro. Ați văzut probabil cea mai recentă declarație a primului ministru Victor Ponta pe marginea acestui subiect, și anume corecții financiare care au fost aduse în instanță, câștigate de administrațiile locale chiar de la prima instanță, de la prima înfățișare. Okay. Nu este și aici, să spunem, un factor politic care afectează, iată, o dezvoltare și proiecte deosebit de importante? Mă refer mai ales la proiecte care se derulează, iată, aici în spațiul istoric din Alba Iulia, în cetatea Alba Carolina. Pot să spun că și aici am făcut referire la metecnele care s-au păstrat de la o anumită guvernare către cealaltă. Asta este rolul și intenția PSD-ului,
mă refer pe ansamblu intenția USL-ului, de a stopa. Și eu cred că în bună parte ați văzut că s-a intervenit în ceea ce privește stoparea furtului sau stoparea gurilor de evacuare a banului public. Sigur, pe fondurile europene este inclusiv. Și destul de dificil, pentru că și instituțiile europene au instrumentele lor de a verifica felul cum sunt cheltuiți acești bani. De acord, dar problema este următoare. E foarte dificil pentru cineva se verifică și își dau seama după 2-3 ani după ce au consumat milioane de euro că de fapt pârtia respectivă duce nicăieri. Sau este destul de tardiv. Și atunci, da. Decizia care s-a luat, și aici vreau să mă considerați imparțial, nu vreau să țin cu niciun partid politic, este foarte clar și vreau să vă spun că partidul în care fac parte este dezavantajat. S-a luat decizia ca prin susținerea cu bani din trezorerie să se plătească toate arieratele, toate datoriile pe care le-au făcut primarii, indiferent că au fost de o culoare sau alta. Sigur, sunt primari nemulțumiți și așa sunt de la PSD. Spun, stați domnule, că noi cât am fost în opoziție, noi n-am putut să facem proiecte, că n-au fost acceptate. Și acum dumneavoastră, guvernul USL, veniți și plătiți arierate către primării PDL. Nu are importanță. Cei care au investit, cei care au câștigat proiecte, proiectul respectiv trebuie să se finalizeze. Iar demararea altor proiecte să se facă după finalizarea celor începute. Să vă spun de ce. Dacă nu s-ar fi luat această măsură, sigur, veneau alte și alte proiecte, iar proiectele în derulare, aflate la un grad de investiție de 30-60%, rămâneau blocate și se demarau altele. Și ne trezeam la un moment dat că suntem cu foarte multe proiecte în derulare și, de fapt, nu finalizăm nimic. Și atunci, eu cred că este o decizie extrem de sănătoasă. S-au deblocat primăriile respective, firmele care au prestat servicii pentru primării, firme de construcții, angajați și lucrurile au început să se deruleze în această privință. Spuneați, și fără a avea pretenția să vă întrerup, spuneați de locurile de muncă extrem de restrânse, extrem de... Rolul este, domnul Dragoșin, nu să încărcăm administrațiile locale, nu să mai angajăm 50 de persoane în Consiliul Județean sau la Direcția Copilului sau la APE. Nu ăsta este scopul. Locurile de muncă trebuie să crească în zona investițională, în mediul economic, care, de fapt, aduc și un plus de valoare bugetului local prin taxe și impozite care le plătesc. A crește locurile de muncă, și aici poate o parte dintre colegii mei se supără, dar este o realitate cu care ne confruntăm și să se gândim pragmatic, să gândim ca oamenii de afaceri. A crește locurile de muncă la stat este de fapt în defavoarea bugetului. Exact. Noi trebuie să fim, și aici eu apreciez, fără o falsă modestie, apreciez intențiile și demersurile pe care le face Victor Ponta prin vizite în străinătate. Am întors spatele Rusiei, am întors spatele Chinei. De ce am întors spatele Chinei și n-am menținut relațiile cu ei? Atâta timp cât americanii, când sunt ei de puternici, se împrumută pe zeci de ani de la chinezi. Eu cred că noi trebuie să atragem plus valoarea din afară și totodată să ne creștem și potențialul nostru. Asta văd eu rolul regionalizării, de a crea condiții pentru toate zonele cu specific din fiecare regiune. Și pentru că ne-am întors la regionalizare, iată părerea unui coleg de-al dumneavoastră de Alianță, de la PNL, referitor la întâlnirea care a avut loc la Sibiu. Citez, mesajul a fost postat pe o rețea de socializare. Am participat la un fel de dezbatere publică la Sibiu referitoare la descentralizare. Mie, personal, mi s-a părut un fel de discuție despre dezechilibrare, nu descentralizare. Nu este prima dată când la Sibiu suntem tratați ca un județ inferior și am dezaprobat public acest lucru în fața vicepremierului Dragnea. Am solicitat condiții egale de competiție cu județele din regiunea centru și nu un start furat. I-am solicitat premierului Dragnea să vină și la Alba Iulia pentru a prezenta proiectul regionalizării. Am încheiat afirmând că am speranța că atunci când doi se bat, în cazul nostru Sibiul și Brașovul, al treilea Alba câștigă. În rest, întâlnirea de la Sibiu a fost un exercițiu de imagine în favoarea Sibiului și o nouă lipsă de fair play, măcar aparent, din partea Sibiului pentru un județ vecin. Cum comentați? Nu vreau să comentez neapărat, știu de unde vine textul respectiv. Eu cred că dacă dezbatele s-ar fi desfășurat în București, noi la fel stăteam pasivi la dezbaterea respectivă. Și nu pot să invinuiesc județul vecin. De ce? Ei și-au valorificat potențialul, au valorificat
în ziua și au scos în valoare tot ceea ce au mai bun. Au făcut deși, mai la un moment dat, deși la un moment dat au pus în cumpănă anumite aspecte, bineînțeles că au recunoscut valoarea județului nostru ca și capitală și ceea ce reprezintă Alba Iulia pentru întreaga națiune. Desigur, Sibiul are anumite aturi, are și o infrastructură rutieră destul de bine pusă la punct, a fost capitală culturală europeană, un mare plus, are acel aeroport și desigur este un oraș mai mare și mai bine dezvoltat din punct de vedere economic. Dar acest lucru a fost întotdeauna, a existat această diferență între Sibiu și Alba Iulia. Totuși, dar uitați efortul pe care l-a făcut primarul acestui oraș, intrând chiar în PNL. În această perioadă, când au apărut discuțiile despre regionalizare, chiar dacă dânsul a negat acest lucru, este destul de evident faptul că aici există o influență, să spunem, fiind vicepreședinte la nivel național, să exercite o influență în stabilirea viitoarei capitale a regiunii de care va face parte și județul Alba, la Sibiu. Sigur, n-aș spune că neapărat mișcarea respectivă influențează ceva. Cred că am menționat urmă, înainte aturile pe care le are orașul Sibiu. Primarul respectiv, de altfel, îl apreciez ca un primar foarte bun și, în mod special, sunt un absolvent al unui liceu din Sibiu. Am văzut evoluția orașului și mai ales investițiile care au avut loc în ultima perioadă. Acum, hai să recunoaștem că este greu de comparat din acest punct de vedere. Făcând abstracție de aeroport, făcând abstracție de altceva. Nivelul de trai. Sunt anumite lucruri valoarea, pe care are nevoie o capitală de regiune. Sigur, noi de fapt de ce lipsește? Ce ne lipsește nouă? Vă întreb eu. Spuneți-ne dumneavoastră ce lipsește. Forța economică. Forța economică ne lipsește acum și am impresia că de o perioadă de ani, poate chiar mai mult de 5, batem pasul pe loc. Sigur, domnule, făcând abstracție. Ne-ar fi ajutat, să spunem, da, din punct de vedere politic, da, pentru că trebuie să recunoaștem și acest aspect. Decizia este preponderent una politică. Un primar de altă culoare decât cea PDL-ului? Cred că ar fi contribuit cam în aceeași măsură. Dacă aveam un primar și noi de la PNL, cam în aceeași măsură cu cât contribuie primarul de la Sibiu, ne-ar fi ajutat și pe noi. Dar probabil că într-o perioadă Brașovul are un primar PDL, de asemenea. Probabil că într-o perioadă următoare lucrurile vor arăta altfel, inclusiv în județul nostru. Sigur, nu vreau să neg și departe de mine gândul că ceea ce s-a făcut în cetate nu este simbolul orașului. Este simbolul orașului. Are aceste aturi istorice, da, culturale, e adevărat, nimeni nu le neagă. Eu aș veni și cu alte aturi suplimentare și anume, oamenii care lucrează în fondurile europene, SAPARDO, în ADR Centru și am explicat cât de bine a funcționat ADR Centru pentru regiunea noastră, regiunea 7 Centru, dacă a fost bine administrată și accesibilă pentru cei care au vrut să intre în parteneriat, da? Ceva de genul ăsta. Da, sau, regiunea Centru a funcționat bine dumneavoastră, cu această instituție la Alba Iulia. Câte spații avem noi în județul nostru sau municipiul Alba Iulia care pot fi la dispoziție, puse la dispoziție pentru aceste instituții care vin într-o regiune. Totuși, să nu înțelegem că regiunea înseamnă de fapt că totul se concentrează pe județul respectiv și aici vreau să menționez, nu vor dispărea județele și celelalte județe nu mai au nimic. Sigur, cred că va fi o repartizare uniformă. Anumite instituții vor fi într-un județ, celelalte în altul și lucrurile în așa fel ca toată zona să fie reprezentată pe anumite domenii sau în funcție de specific. Sigur, nu ne interesează instituții care se ocupă de Delta Dunării sau nu ne interesează instituții cu care noi nu avem de-a face, dar sunt instituții care sunt reprezentate și acum și oamenii sunt extrem de performanți în această zonă. Și vreau să vă spun că aceste aspecte au fost recunoscute de toți ceilalți participanți. Iar la dezbaterile noastre care le-am făcut în Parlament, la fel apreciază activitatea instituțiilor de la nivelul județului Alba. Probabil că sunteți la curent cu ideea potrivit căreia, în cazul în care Alba Iulia nu va fi capitală de regiune, orașul va pierde aproximativ 3.000 de locuri de muncă. Ar fi
O lovitură foarte grea pentru oamenii care își pierd locurile de muncă și nu de asemenea pentru oraș. Nu am emoții deosebite din acest punct de vedere și să vă spun de ce. Pentru că exact ceea ce v-am spus, lucrurile nu vor fi focalizate pe anumit centru de regiune. Lucrurile vor fi dispersate, deja, uniform. Deja se reorganizează anumite instituții. Vedem cazul administrației finanțelor publice, se pune problema anumitor disponibilizări și în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Probabil că aceste mișcări pe care vor avea loc va trebui să ne determine un grad de acomodare la această regionalizare și probabil că trebuie să devenim mai eficienți din acest punct de vedere. Sigur, eu îmi doresc personal și cred că avem toate aturile să dirijăm noi lucrurile de aici, fiind capitală regională. Dar să avem în calcul și varianta cealaltă și încă o dată spun să ieșim din cetatea noastră frumoasă, să atragem investitori, indiferent investitorii respectiv, nu mai țin cont de o regionalizare sau alta, de o formă sau alta de regionalizare, să atragem investitori și să ne facem treaba fiecare acolo unde trebuie. De ce chestiuni credeți că țin cont anumiți investitori? Și uitați, avem un exemplu recent, belgenii de la VCST. Fabrica lor a fost inaugurată de curând. Este cea mai mare investiție din Alba Iulia în ultimii 25-30 de ani. Sigur. 30 de milioane de euro. Sigur, chiar am participat la această investiție și am fost plăcut impresionat. Am văzut că sunt 70 de locuri de muncă la ora asta. Sigur, personal, mi-aș dori și alte investiții cu 700 de locuri de muncă, nu 70, probabil că vor crește ca număr. Da, vor ajunge și aș aprecia aici și aș da model pentru municipiul Alba Iulia, un alt municipiu din vecinătate și anume municipiul Sebeș. Unde de ce să nu spunem că Star Transmission, Daimler, care vin cu 300, cu 400 de angajați, sau alte investiții... Cu 300 de milioane de euro. 300 de milioane de euro? Știu eu, poate că trebuie să ne facem un pic mai atractiv. Să ne facem mai atractiv, pentru că cine beneficiază? Cetățenii și, indirect, administrația locală. Prin ce putem fi mai atractivi? Eu cred că lucrul ăsta, și fără a avea pretenție să jignesc pe nimeni, cred că lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple de multă vreme. Circul foarte mult și în ultima vreme mai mult, văd ceea ce înseamnă București, Cluj, Arad, toate aspectele astea, constat, încă o dată spun, cu excepția zonei cetății, constat că mare lucru nu s-a întâmplat în județul nostru și în municipiul nostru. O infrastructură rutieră pusă la punct reprezintă pentru investitorul un atu. Sebeșul a avut acest atu. Credeți că asta a fost, să spunem, unul din motivele în primul rând, cred principale că care au tras? Administrația locală este factorul principal. Urmat, ce le oferă administrația urmat, locală? Bineînțeles, ceea ce nu le oferă administrația de la Alba. Dați-ne niște exemple. Adică dacă există posibilitatea să aleagă, parcă aleg altceva. Oare de ce? Vă întreb eu pe dumneavoastră sau pe cetățenii noștri. Nu știu, că poate știți care este secretul primarului din Sebeș. Nu știm. Știm că este un primar foarte bun și alături de cetățeni și de problemele lor. Nu ar fi și forța de lucru, mâna de lucru foarte ieftină, din motivele pentru care investitorii, să spunem, nu aleg alte orașe? Și credeți că mâna de lucru în Sebeș e mai ieftină ca cea din Alba? Nu, Sebeșul, să spunem că se află și pe o rută... Sau din Galda? Vă întreb eu. Sau din Galda? E vorba și de traseul autostrăzii. Până acum n-a fost nici autostradă, n-a fost nici traseu, n-a fost nimic. Ați fost astăzi către Sibiu, ați văzut că se lucrează intens. Da. Și în acest an sebeșenii vor scăpa de traficul acela infernal. Chiar plăcut impresionat că se lucrează. E o atmosferă cu care n-am fost obișnuit noi în România. Se lucrează și în zona Poldu, se lucrează și în zona Sebeș. La ora la care m-am întors, ora 19, foarte multă mișcare cu camioane, cu personal, cu tot ce înseamnă. Ceea ce este bine. Înseamnă că știm ce vrem. Probabil că până acum n-am știut și am făcut răzleți pe aici, pe acolo, câte ceva, după un anumit obicei. Eu mă bucur de acest aspect și cred că, sper, ca și autostrada rapidă Alba Turda și cea ocolitoare și cea de la Simerea la Sibiu și până la București. Și mai concret deja se întâmplă, cealaltă este doar în proiect, în stadiu de proiect. Știu ceea ce vreți să spuneți, dar vreau să vă contrazic aici, să vă spun că investițiile respective s-au făcut înainte ca
această autostradă chiar efectiv să intre în lucru. Și asta înseamnă că lasă anumite semne de întrebare. Dar, totodată, înseamnă că și potențialul pe care îl avem noi aici în municipiu și în zonele limitrofe este foarte mare. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne mișcăm repede. Repede înseamnă să ieșim și noi, să contactăm agenții economici sau posibili investitori, să le spunem ce le putem oferi și probabil că din 10, din 20 de clienți ne alegem și noi cu unul. Asta nu pot să o fac nici eu, nici dumneavoastră. Trebuie să o facă altcineva. Domnul Ioan Dârzu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la emisiunea noastră. Noi sperăm că vom mai avea ocazia să discutăm nu numai pe subiectul regionalizării, dar și pe alte teme de interes pentru telespectatorii noștri, respectiv probabil într-o viitoare emisiune să vorbim puțin despre activitatea dumneavoastră în Parlament ca reprezentant al cetățenilor județului nostru de pe Colegiul Apuseni-Tăiuș. Sigur, cu mare plăcere și dacă subiectul în seara asta a trecut foarte repede timpul. A fost doar regionalizare. Eu nu spun că este un subiect ușor, nu spun că este un subiect care se poate trata în 20 de minute. Cred că dezbaterile respective pot continua mult mai mult și așteptăm sugestiile fiecărui cetățean care crede. Noi ne-am bucurat dacă ne-ați ajutat să-l avem aici în studioul nostru, chiar pe vicepremierul Liviu Dragnea. Eu sper ca anul acesta să ne facă o vizită, inclusiv la dumneavoastră în studio, și sper ca lucrurile să arate bine pentru noi. Sigur, trebuie să angrenăm toate forțele pe care le avem, să ieșim din cetatea frumoasă care o avem și să ne facem cunoscuți. Nu numai de județele învecinate, chiar și la nivel național. Este foarte important. Și mai spun încă o dată, venind din activitate privată, brandul vinde. Brandul vinde marfa. Noi trebuie să ne vindem marfa și bogăția pe care o avem aici, în municipiu și în județul nostru. Vă mulțumim, domnule Ioan Dârzu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de Alba TV. O seară cât mai frumoasă!